Ex-senatorul PSD Ioan Chelaru, retras din activitatea politică, va lansa sâmbătă 8 aprilie, începând cu orele 10:30 la Hotelul Roman, două din cărțile sale despre revizuirea Constituției, intitulate Ar fi fost prea frumos. Revizuirea Constituției. Despre actul de naștere al celor două cărți care reflectă munca de 4 ani la revizuirea Constituției vor vorbi atât autorul, dar și invitați de seamă în frunte cu ex-premierul Adrian Năstase, profesor universitar, doctor, președinte al Fundației Nicolae Titulescu și profesorul universitar doctor Ștefan Deaconu, precum și profesorul Georgica Severin. Lucrările Comisiei de Revizuire a Constituției au fost coordonate de senatorul Ioan Chelaru, care în ultimul timp a fost și președintele acestei comisii. Pentru revizuirea cărții fundamentale oricărei națiuni au fost studiate 28 de Constituții ale celor mai democratice țări europene. Moartea USL a însemnat și abandonarea unuia dintre documentele fundamentale care ar fi pus capăt multor abuzuri. Am să vă fac o mare surpriză. Da. Și vă fac dumneavoastră pentru că chiar aveți toată stima și respectul meu. Cartea este gata. Vă arăt. Nu vă prezint. Vorbesc despre ea pe scurt pentru că în acest moment ideea mea este să fac o lansare și la români. Și cum lansările reprezintă, știți cum sarea și piperul ieșirii pe piața unei cărți, am să vă arăt acum și vorbim un pic despre ea. Este a 9 sau 10-a carte. Sunt două cărți. O să o arătați un pic aveți, la cameră. Aveți și titlul. Ar fi fost prea frumos. Da. Sunt două cărți care poartă același titlu. Nu sunt două volume. Sunt două cărți. Revizuirea Constituției. Partea a doua. Am spus atât aceasta. Atât de mult am discutat cu dumneavoastră despre acest lucru. Această parte a doua este referă exact și cuprinde și munca mea, sau în principal munca mea, de 4 ani, la revizuirea Constituției. Domnule doctor, asta se poate face. Aflu, așa după ce o voi citi cartea, de ce nu a reușit a fi impus acest proiect de revizuire a Constituției la care ați lucrat atât de mult? Eu, cel cu multă pasiune, chiar cu, astăzi nu exagerez, cu profesionalism, cu multă documentare, sunt 28 de Constituții Europene pe care le-am avut în vedere. Cine le-am... nu vrea ca să politic, fie revizuită? Nu, deci nu vrea cineva, în mod special. Dacă, dacă USL-ul rămânea în ființă, aveam Constituție revizuită la acest moment. Pe scurt, proiectul a mers foarte bine, s-a muncit mult și toată lumea a muncit pe el, chiar dacă unul sau doi am dus în spate greul. Și s-a blocat în momentul în care s-a rupt USL. Pentru că proiect, pentru orice... era președinte Crin Antonescu. Însă Crin Antonescu a avut... pe mine de ce Crin Antonescu, care nu e... Nu, pentru că era o chestiune politică. Era președintele partidului PNL și s-a dorit acest lucru, niciun fel de problemă, s-a stabilit atunci un vicepreședinte care este în domeniu și care practic să conducă efectiv lucrările. Am preluat fără nicio rezervă, nu s-a pus problemă. Dar știu că ați ajuns și președinte la un moment dat. Da, nu. Și în prezent, comisia nu mai există acum, pentru că e altă legislatură, însă eu am fost președintele comisiei în ultima perioadă. Ca să poți modifica un act normativ fundamental de anvergură a Constituției, majoritățile legal prevăzute sunt de două treimi. Fără două treimi nu poți, nici în comisie nu poți lucra și cu atât mai mult în Parlament. Cât am fost în USL, nu știu, nu mai sunt acolo, cât am fost în USL, am avut aceste majorități, dovadă că am și lucrat și am dus proiectul la un pas de final. Dacă nu s-ar fi rupt Uniunea Social-Liberală în 2013, Constituția revizuită ar fi urmat să intre în dezbaterea celor două camere ale Parlamentului, după care ar fi trebuit supusă referendumului popular. Deși președintele Klaus Iohannis a promis că se va implica în determinarea PNL de revizuire a Constituției, n-a făcut niciodată gestul de a determina procesul de revizuire a actului fundamental al oricărui stat. Dacă nu se rupea USL-ul, urma ultima fază de amendamente și discuțiile pe fiecare cameră și, sigur, procedura după ce
ajungeam cu legi, treceam cu legi de camere, ajungeam în fața populației să facem și o verificare în fața populației dacă votează sau nu. Nu s-a, în momentul în care s-a rupt USL și s-a ales un nou președinte, domnul Iohannis, colegii liberali inițial au venit și au spus că merge mai departe și la următoarele ședințe de comisie, de comisie de specialitate pe care am condus-o, au făcut pasul înapoi. Neoficial au spus că s-o luăm de la capăt, să facem, discutăm nou principii, să... iar direct au spus că nu se dorește. Și am să mă mai avea cu mărturisire. Am discutat cu președintele Iohannis de 3 ori despre acest proiect. De 2 ori am fost eu la dumnealui acolo, cu cei de la mine, și odată când a venit dumnealui la noi, la Parlament, la o ocazie, am discutat cu dumnealui personal acest subiect. Niciodată n-a spus nu. De fiecare dată a spus da, a făcut parte și din, și din planul meu de campanie electorală și din proiectul meu prin care am fost președinte. Știu că s-a lucrat, știu că lucrați foarte serios și am spus atunci, am spus, domnul președinte, puteți influența PNL să fie în continuare cooperant. Inclusiv conducerea PNL era în Comisia de Revizuire a Constituției. A și votat proiectul. Deci, inclusiv doamna Gorghiu a votat proiectul, care, fără nicio problemă. Da, o să vedem. Și cu acest da, o să vedem, am ajuns la faza la care la un moment dat colegii liberali au spus nu, ne gândim, poate facem un alt proiect liberal, de altă natură, avem un președinte al nostru acum, nu știu, ne analizăm și vedem cum va fi. Și au întins atât de mult cu toată opoziția noastră a celor de la PSD, n-aveam două treimi, că dacă aveam două treimi, probabil că e așa, că au așteptat să treacă timpul ca să nu se mai facă. Fostul vicepreședinte al Senatului, profesorul universitar Ioan Chelaru, doctor în drept, spune că actuala Constituția României nu este una rea, dar că este un document care ar trebui actualizat cu 128 de amendamente, din care ar trebui eliminate doar 24, care între timp au fost declarate neconstituționale. Toate aceste amendamente ar fi trebuit să reglementeze corect relațiile dintre instituțiile fundamentale ale statului, președinție, parlament, guvern, dar și să asigure garanții ale drepturilor cetățenești în România. Procesul de modernizare a României nu se poate face fără revizuirea Constituției. Constituția României actuală nu este rea. Deci hai să nu se înțeleagă greșit. Însă practica pe ea a dovedit că există zone, începând de la relațiile între instituțiile statului, la drepturile și libertățile fundamentale și garanțiile acestora, în care lucrurile nu merg bine. Și acelea am încercat să le corectăm. La codurile de procedură. Nu mai discutăm de modul în care... Aia e o altă poveste și poate vreodată o să o discutăm. Am făcut atunci, în proces de revizuire, să vedeți, 128 de amendamente. 24 au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. Urma să le scoatem și să mergem cu cele care au fost declarate perene, să mergem mai departe. O să vedeți dacă se va face lansarea sau să vedeți cum să lecturați cartea, că s-a încercat și pe mare, pe foarte multe zone, s-a și reușit corecturi ale textelor constituționale care să dea o stabilitate instituțiilor, să reglementeze clar raporturile președinte-parlament, președinte-guvern, guvern-parlament, să păstreze și să întărească independența și autonomia justiției fără nicio discuție și să întărească garanțiile procesului, apropo de garanțiile, iertați-mă, drepturilor și libertăților cetățenilor, apropo de posibilitatea de a asculta telefoane, de a intra în casă și face perchiziții și așa mai departe. Cele două cărți din ciclul Ar fi fost prea frumos, revizuirea Constituției, au apărut în luna februarie 2017 la editura Universul Juridic, sub coordonarea profesorului universitar Ioan Chelaru și al Societății de Avocatură Chelaru și Asociații. Prețul unui volum este de 110 lei, un volum având 764 de pagini. Cei care nu vor putea participa la lansare vor putea urmări evenimentul pe Facebook, în transmisia live efectuată de postul de televiziune Roman 24, sâmbătă, începând cu ora 10:30.